Lugojeni au început pregătirile pentru ruga de Sfântă Marie, însă până atunci se va organiza și ruga mică. Aceasta a ajuns la o ediție jubiliară, 25 de ani de când tradiția a fost reluată după Revoluție. Evenimentul este organizat de Corporația Meseriașilor din Lugoje și va avea loc în aceeași locație ca și anii trecuți, marți 13 august de la orele 18. Vor fi invitate oficialitățile lugojene, dar și reprezentanții breslelor din Urbea de pe Timiș. Vor fi înmânate diplome și plachete care să marcheze cele două viacuri și jumătate de tradiție, a declarat Vasile Belințan, președintele Corporației Meseriașilor Lugoj. Membrii asociației vor participa și la manifestările prilejuite de ruga mare. După oficierea liturghiei la Biserica Adormirea Maicii Domnului, aceștia vor înconjura biserica și vor defila cu steagul breslelor vechi de aproape 100 de ani.